chiar și dacă înflorește, oamenii încep să aibă alergii de la ei și încep niște probleme foarte grave de sănătate. Unii oameni chiar nu frecventează serviciul deoarece ei nu pot să iasă din casă. Eu cunosc persoane care nu iese din casă până ce abrozia nu se termină. În intravilan, măcar că nu dispunem de mulți oameni care ar putea să implice, însă ne străduim cu forțele proprii, depunem tot efortul ca să o distrugem. Chiar pe stadion, unde copiii se joacă, mică era, dar a început să crească ambrozia și era destul de deas. Și ne-am străduit, paznicii au cosit tot. O ieșire din situație ar fi ca să implicăm mai mari proprietari de pământ, care într-adevăr ar putea găsi resurse adăugătoare ca să implice și să distrugem ambrozia. Altfel, luând în calcul că nu avem fonduri speciale, nu avem bani special programați pentru ambrozie, nu văd alte soluții. Până ce nu o să fie o conlucrare și nu o să implice toți actorii, noi cu ambrozia nu avem șansă de a o pune la pământ. Iată, aici e un exemplu foarte curat. E plin câmpul de ambrozii și degeaba... Nu. Aici nici, practic nici nu a fost o tentativă de ceva s-a semănat. Și iată, vedeți, e un câmp care nu se prelucrează. O plantă bine dezvoltată poate de aici 2 milioane de semințe, care cu ajutorul vântului sau utilajelor agricole este dus. Și atât aici, chiar când mergem în câmp, se vede vreo 3-400 de metri până la jumătatea câmpului este ambrozii, partea cealaltă nu este ambrozii, pentru că sunt prelucrate. Dacă la recoltarea rapiței, floarea soarelui, porumbului, este depistată semințe de ambrozie, e greu de curățat și practic nu poți face export. Este important că statul să vină cu un program. Dacă statul ar veni cu acest erbicid care este foarte costisitor pentru noi și l-ar da autorităților publici locale, atunci și noi, agricultorii, am putea veni. Astăzi împreună am făcut ședința și am discutat ce măsuri putem să luăm, cum facem. Am hotărât o strategie cum să luptăm potriva la acest plan. Sunt probleme cu finanțele ce legate. Sunt primării care au alocat bani pentru combaterea la aceasta, dar sunt care nu au alocat. Dați noi să începem nu numai cu informarea, nu numai cu vorbele, dar și cu sancțiuni. Fiindcă eu văd că adresarea normală și este, nu prea să aude.